Hai că mergem la Gianni Chiriță, care e și el pregătit. Gianos, te salutăm cu drag! Vă salut și Horia, cu respect! Salut, salut! Gianni, ce părere ai de accidentarea asta lui Dragoș? Da, e o accidentare foarte urâtă și gravă, doar că avantajul poate să fie că este jucător tânăr și se reface mult mai repede. Cum ți s-a părut intrarea lui Țicu? Cum ți s-a părut toată? Cum, așa ție ca fost mare fundaș? Din păcate, foarte energică și fără să gândească, pentru că acolo nu mai aveai nicio șansă, nici măcar la minge, și aproape trebuia să calculezi că te duceai în om. El nu și-a calculat energia și s-a dus foarte tare pe el. Adică crezi că putea fi evitată de ții cu accidentarea asta? Da, pentru că, în primul rând, și astea, intrările astea prin alunecare și puțin mai agresive, trebuie să antrenate la antrenamente, să știi. Adică nu e chiar așa. Și la antrenamente, când mai intra cât un bezmetic de ăsta, îl opream și zicea, băi, ușor, vezi că ne accidentăm. Uh-huh. Adică și astea trebuiesc la antrenamente exersate. Uh-huh. Adică ți se pare că a fost o intrare de bezmetic a lui Țicu? Cu siguranță că da, fără să-și calculeze energia și pașii. Da. Tu ai trecut prin așa ceva? Ai trecut prin accidentări sau te-a ferit Dumnezeu? Am avut o accidentare gravă tot la glezdă, tot așa, jucam la Gaziantep, țin minte, și m-a prins cu glezna pe pământ și mi-a făcut și mie fractură de cartilagi și două ligamente. Și cum e? E greu, nu? Adică recuperarea e grea, a? Da, minim șase luni. Da, minim 6 luni. Cât crezi că e de... Tu cât ai luat atunci, Florine? Cât ai luat când l-ai faultat pe Băcilă? Câte etape 10 luat? Inițial, dar nu mi-aduc aminte după apel. 10? Cred că 5 sau 6 au rămas după apel. 5, aha. Da, da. Deci e greu, Gianni, nu e ușor, nu? După o accidentare din asta, nu? Este foarte greu, lui ca jucător îi va fi foarte greu, pentru că revenirea și recuperarea contează foarte mult, iar revenirea pe teren... El, când o să revină pe teren, cu siguranță o să-i fie foarte frică. Aha. Ia, explică-ne puțin, că tu ai fost... Păi, care e psihologia? De ce o să-i fie lui Ian cu frică? Gândește-te că durerea este maximă, mai ales după operație. Recuperarea va fi grea și gândește-te că el are trauma aia. Îi va fi frică să intre în contacte. Asta va fi factorul psihologic pe care trebuie el să-l treacă. Deci ăsta e frica, nu? Frica de contact, frica de durere, nu? Asta va fi, că recuperarea o să fie. Dacă se face cum trebuie, cu siguranță o să revină. Doar că frica de a intra în contacte, aia o să fie prima lui idee care îi vine în cap. Am înțeles. Și dacă reușește să-și stăpânească frica, va câștiga bătălia, nu? Cu siguranță da. Am înțeles. Și deci tu zici că totuși undeva la 6 luni ar fi o recuperare totală, nu? Da, cu siguranță. Da, adică cu tot cu frică, ca să zic așa, la pachet. Cu tot, de exemplu, eu după ce am avut accidentarea gravă, mi-a fost frică foarte tare să intru în antrenamente, puneam piciorul, mă feream de orice contact și până la urmă am zis: "Bă, eu nu pot să joc așa, nu am cum." Pentru că ai frâna de mână trasă și atunci primul contact pe care l-am avut și l-am analizat cum trebuie, am intrat într-un contact, într-o alunecare și m-am dus fără frică în el. Deci, ce sfat ai da și i-ai da lui Dragoș? Sfatul este în felul următor. Ce să facă la primul antrenament cu colegii? La primul antrenament cu colegii, clar, să se adapteze, nu să intre cu capul înainte din prima, ușor, ușor să intre pe teren, să facă antrenament. Va fi o frică normal, dar după aia să dea drumul la antrenament normal și să intre fără frică, pentru că este refăcut total. Deci cum să-și omoare frica? De fapt, asta e întrebarea. Care e sfatul tău să-și omoare frica? Cum ai făcut și tu la un moment dat când se simte să intre odată ca să gata, să zică gata, domne? Da, da, să se facă treptat, nu din primul antrenament să intre într-un contact. Treptat, treptat să intre în antrenamente, să joace și pe urmă să intre puțin mai tare.
Ca să scoată frica asta, să treacă de problemă, de blocajul ăsta, practic, nu? Mental. Exact, exact. Da, am înțeles. Da, no, Doamne ajută să-i dea Dumnezeu, acum știi cum e, o să vedem ce se va întâmpla, să-i dea Dumnezeu, frica va fi, n-ai cum, frica va exista. No, inevitabil. Și la tine, nu a fost, da, nu? Da, da, da. Da, nu? Da, trece prin antrenament, trece, da, da. Te lovești de situații similare, da. Și la un moment dat dispare. Da.